prieten, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătării. De această dată vom bea... De ce? Fiindcă o gătim... Nu este miel, nu este... Este brebecuț. Vom găti carne de oaie, o tocăniță mai exact. Vreau să o fac cu varză, da, zic, lasă că mai avem timp de varză. Vreau să o fac cu cartofi, mai avem timp de păplicaș. Așa că o să fac o tocăniță simplă de tot. Pentru rețeta de astăzi am nevoie, în primul rând, de carne de rumegătoare, adică de ovine, de oaie. Dar eu nu o să încep această rețetă fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi de această dată, cu o rumegătoare bună, faină, gustoasă, așa ca de toamnă, și cu toate cele de pe lângă, adică legume, ceapă, pastă de ardei, pastă de roșii, condimente, ulei și ce mai trebuie pe acolo, să vedeți dumneavoastră, și fiecare băgați cam ce vă mai place pe lângă, fiindcă fiecare știe ce are de făcut în casa lui. Eu vin cu o idee, vin cu o sugestie. Deci, nu uitați că în magazinele Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră, începând de la carne de porc, carne de vită, carne de pui, găsiți legume, găsiți conserve, găsiți preparate din carne, pastă de mici, cârnați proaspeți, carne pentru pregătit, cârnații, tot ce vă trebuie, dulciuri, băuturi, răcoritoare, lactate, produse pentru îngrijire acasă și pentru îngrijire corporală. Mergeți în magazinele Mona Lisa și la prețuri bune găsiți tot ce aveți nevoie. Dar acestea sunt toate produsele și o să încep cu una bucată pulpă din față de oaie. Era fel dacă era din spate, dar e bună și din față la tocăriță. Aici am pastă de ardei capia. Aici am pastă de roșii făcută de mine. Țineți minte că n-am făcut toată bucătăria, harcea, parcea și eu. Niște pătrunjel tocat frunze. Foi de dafin și niște usturoi. Piper. Niște vegeta de casă, specific este de casă. Sare dacă mai trebuie. Cuțitele, bineînțeles, și tocătorul. Ei, era să uite Maria sa. Da, unde este? Stați să mă duc să o recuperez și pe doamna. Da, este aici. Iată, este vorba de ceapă. Ceapă cam un kilogram. În primul rând ne apucăm și tranșăm carnea, da? Iată că am reușit până la urmă. Bun. Mai departe să scoatem și lopătița. Dar nu înainte de a... Mă duc să tai bucata asta de spată, lopăchița, da? Cam așa arată carnea noastră pentru pregătitoarea. Bun. Și să ne apucăm de treabă. În primul rând tocăm ceapa. Tocat e impropriu spus, e mai degrabă tăiat, da? O lăsăm să încingă un pic. Și punem ulei. Ulei un pic mai mult. S-a încins uleiul, punem ceapa. Și avem grijă să mestecăm încet, să nu se prindă. Ceapa s-a înmuiat. În acest moment voi pune cele două paste. De ardei și de... ceva frunze de pătrunjel, dar nu contează. Mm.
Și în acest moment voi pune înăuntru bucățile de carne. Astea două oase le-am lăsat întregi special pentru Lesi și Bobiță. Nu are rost să mă chinui. Asta e un fel de tocăniță ca la stână. Voi pune doar vegeta. Dacă mai trebuie, mai pun. Am pus și sare. În acest moment, cam într-o oră și jumătate, tocănița noastră de oaie e gata. Punem un capac. Și lăsăm la foc potrivit. Lăsăm să fiarbă la foc mic până scade și carnea este făcută. Să facem un pic de liniște, că nu ne mai înțelegem unul cu persoană. De ce se întâmplă aici? Se întâmplă povești bune, lucruri frumoase. Schimbăm numai un pic locul. Așa nu prea am ce să le fac, încă își vede de treabă bine. Și lăsăm mai departe. Să vedem, prima dată liniște un pic, ce se mai întâmplă pe aici. Că de obicei se întâmplă lucruri frumoase. Carnea a început să desfacă de pe os, înseamnă că e de bine. Astea sunt alu Lesi și alu Bobiță, de-aia sunt așa de mari. Astea două. Bun. Ceapa s-a topit, vedeți? Începe să formeze sosul.
Foarte fain. Dar eu, după gustul meu, o să mai adaug niște pastă de roșii făcute de mine. Deci nu-i bulion, e vorba de roșii, da? Sunt roșii date prin blender, cu frunze de țelii, da? Ne apropiem de finalizare. Așa. Apoi de dafina în plus. Mai pun una. După gust, 3, 4, 5 și cât este de aromate și ele acum, că nu toate la fel. Să pun piper după gust și sare sau vegetal, nu mai trebuie. Mai trec buie ca să vorbește românește. Mai lăsăm 5 minute. Și mâncarea noastră este gata. Dincolo am cartofii. I-am pus ca și garnitură și cam asta este. Au trecut 5 minute. Este momentul să oprim focul. Lăsăm să se stâmpere puțin mâncarea, după care va ajunge aici, pe farfurie, da? Aici avem bucățile de carne. Mâncare gata făcută. Doar ce gust mai are. Și fiindcă soarele bate prea tare, am mai filtrat puțin lumina. Să vedem cum se vede mai bine la filmare. Așa? Sau cum am avut imaginea mai dinainte. Eu cred că așa culorile sunt un pic mai deosebite, mai altfel, nu? Ce ziceți? Așa, să fie totul perfect drept, da? Ei, dragi prieteni, asta a fost pentru astăzi o mâncare faină, bună și gustoasă, preparată din câteva ingrediente, respectiv ceapă, pastă de ardei, pastă de roșii, ulei, sare, piper, foi de dafin, vegeta și apă.
și carne de oaie, bineînțeles. Este o carne de oaie, am fiert pe ea vreo 3 ore și cam așa, cu toată pregăteala și toată găteala, mi-a luat vreo 3 ore. Am cam transpirat un pic, asta este, cine nu muncește nu transpire și nu dă producție. Eu nu o să-mi iau rămas vreo de la dumneavoastră, fără să vă mulțumesc, fiindcă mi-ați fost alături și de această dată, și fără să le mulțumesc prietenilor de la Monalisa, cei care au fost alături de noi cu o carne bună și gustoasă, cu oaie și cu legume, bineînțeles. Toate le-am pregătit cu drag pentru dumneavoastră și nu uitați că în magazinele Monalisa găsiți ce doriți dumneavoastră, ce vă dorește inima. Dar în primul rând găsiți mâncare bună, sănătoasă și fără conservanți. Hai, ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat, rămâneți sănătoși. Ceau, ceau!